Bine v-am regăsit la rezolvări de teste grilă pentru admiteri și în același timp, bineînțeles, pregătire pentru bacalaureat și examene generale de fizică. Azi, mecanică. Să începem. Pe un plan orizontal se află un corp cu masa M egal cu 1 kg. Și de acest corp este legat un dinamometru. Pentru a scoate corpul din repaus cu ajutorul unui dinamometru, acesta, adică dinamometrul, trebuie întins cu delta L egal cu 3 cm. Dinamometrul are constanta elastică K100 N pe metru. Iar întrebarea este: cât este accelerația corpului când dinamometrul este alungit cu ajutorul unei forțe F egal cu 8 N? Vedeți aici un desen. Dinamometrul este reprezentat printr-un resort. Piesa principală a unui dinamometru este un resort. Începem să tragem de acest resort, zice enunțul, și când alungirea lui devine 3 cm, corpul începe să se miște. Oare de ce începe corpul să se miște atunci? Pentru că în acel moment forța elastică din resort care trage de corpul nostru a devenit egală cu forța de frecare. Dacă nu exista forță de frecare, corpul s-ar fi pus în mișcare imediat ce acționam asupra dinamometrului, asupra resortului. Și pentru că în acel moment, repet, forța de frecare este egală forța elastică din resort, putem să calculăm. Pentru că forța elastică este în modul K ori delta L. Adică în cazul nostru este 100 de newton pe metru înmulțit cu delta L, care este 3 cm, adică 3 ori 10 la minus 2 metri. Metru cu metru se simplifică, 10 la minus 2 se simplifică cu 100 și găsim că forța elastică este 3 newton în momentul în care corpul se pune în mișcare, ceea ce înseamnă, repet, că și forța de frecare are această valoare. Și acum, zice enunțul, acționăm asupra corpului nostru cu o forță de 8 newton, cât va fi accelerația. În acest caz, asupra corpului nostru acționează ca forță motoare, forța cu care tragem noi de dinamometru, pentru că dinamometrul la rândul lui trage de corpul nostru cu 8 newton, și forța rezistentă, care este forța de frecare. Și atunci principiul fundamental are ecuația A egal cu forța F minus forța de frecare supra masa corpului. Adică 8 newton minus 3 newton supra 1 kg. Deci accelerația va avea valoarea 5 metri pe secundă la pătrat, ceea ce înseamnă că rezultatul corect este cel de la punctul E. Un corp pleacă din repaus și urcă fără frecare pe un plan înclinat cu unghiul de 30 de grade, alfa egal cu 30 de grade, față de orizontală, împins de o forță paralelă cu planul, egală în modul cu greutatea corpului. Deci forța care împinge corpul de-a lungul planului înclinat este egală în modul cu greutatea corpului. După un timp tau, acțiunea forței încetează. Știind că distanța totală parcursă de corp la urcare este de 28,8 metri, să o notăm cu D mare, 28,8 metri, și considerând G mic 10 metri pe secundă la pătrat, timpul tau are valoarea. Deci trebuie să calculăm cât timp acționează această forță F asupra corpului nostru, știind că el parcurge în total distanța de 28,8 metri. Dacă
unghiul planului inclinat este de 30 de grade, atunci înseamnă că componenta greutății corpului nostru de-a lungul planului inclinat, GP, așa cum vedeți în desen, este G ori sinus de alfa și pentru că, așa cum am spus, alfa este de 30 de grade, sinus de 30 de grade, 1 pe 2, GP este G supra 2. Iar forța care împinge corpul în sus pe planul înclinat, în desenul nostru îl trage, asta nu schimbă cu nimic lucrurile, are modulul egal cu G. Și atunci accelerația corpului nostru, atâta timp cât acționează asupra lui această forță, este G minus GP supra M. Adică este M ori G minus M ori G ori 1 pe 2 GP supra M. Și se vede că accelerația este G pe lângă 1 minus 1 pe 2, adică este G supra 2. Deci atâta timp cât asupra corpului nostru acționează forța F, accelerația lui va fi pozitivă și va avea valoarea G supra 2. Dar după timpul tau, această forță încetează să mai acționeze asupra corpului nostru, dar acum el are viteză inițială, el continuă să urce din inerție. Să vedem cu ce accelerație. Accelerația unui corp care se mișcă liber pe un plan înclinat când nu există forță de frecare este A egal cu G ori sinus de alfa, adică este, în cazul nostru, minus G supra 2. Pentru că accelerația are în modul această valoare, dar din momentul în care încetează acțiunea forței F, corpul se mișcă frânat. Deci accelerația este negativă, este minus G pe 2. Dar în modul, ea este egală cu accelerația pe care a avut-o corpul la urcare. Și asta înseamnă că avem două mișcări simetrice. Întâi, corpul accelerează până atinge o anumită viteză, accelerează cu accelerația G pe 2 și apoi frânează cu accelerația minus G pe 2 până când ajunge din nou în repaus. Și asta înseamnă, și asta e lucru important, că cele două mișcări au aceeași durată și în ele se parcurge aceeași distanță. Și atunci înseamnă că în timpul în care acționează forța F asupra corpului nostru, corpul parcurge jumătate din această distanță. Să notăm asta cu de mic, 14,4 metri. Și acum știm că în timpul în care acționează forța F, corpul nostru parcurge distanța de 14,4 metri cu accelerația G pe 2. Și atunci putem calcula acest timp, pentru că distanța de mic este A t pătrat supra 2. Tau, zice în textul nostru, nu T, dar acum nu asta e important. Această formulă o putem folosi pentru că corpul pleacă din repaus, deci nu avem viteză inițială. Și atunci T sau tau, cum zice problema noastră, este radical din 2D supra A. Adică este radical din 2 ori 14,4 supra A, care este G pe 2. Și tau va fi atunci radical din 4 ori 14,4 supra 10. Și va fi, până la urmă, 2 radical din 1,44. Radical din 1,44 este 1,2. Aici avem secunde. Și 1,2 ori 2 este tau egal cu 2,4 secunde.
Ceea ce înseamnă că răspunsul corect este D. Ce viteză inițială a avut mobilul care s-a mișcat uniform variat conform graficului cu accelerația A egal cu minus 2 metri pe secundă la pătrat? Din grafic observăm că nu avem coordonată inițială, mai bine zis coordonata inițială e 0, x0 este 0 și atunci legea mișcării este x egal cu v0t plus at pătrat supra 2. Și pentru că noi vrem să calculăm viteza inițială, putem scrie v0t este egal cu x minus at pătrat pe 2 sau v0 este egal cu x supra t minus at supra 2. Am împărțit și aici la t. Și aceste valori le putem citi din grafic. Trebuie să ne alegem un punct de pe grafic, să alegem punctul final al graficului. Acolo avem pentru t egal cu 5 secunde x egal cu 8 metri. Asta citim pe grafic. Și atunci v0 va fi x, adică 8 metri supra t 5 secunde minus, dar accelerația fiind negativă, avem până la urmă plus aici, 2 metri pe secundă la pătrat înmulțit cu 5 secunde supra 2. Atunci v0 va fi 8 pe 5, 1,6 metri pe secundă, aici se simplifică secunda, și 2, și avem plus 5 metri pe secundă, ceea ce ne dă în final, pentru viteza inițială, valoarea de 6,6 metri pe secundă. Și asta înseamnă că rezultatul corect este cel de la punctul E. Asupra corpului din figură, care se poate mișca cu frecare pe o suprafață orizontală, acționează forța F egal cu 400 de newton, care face cu orizontala un unghi de 30 de grade. Coeficientul de frecare dintre corp și suprafața pe care se poate mișca este mu egal cu 0,5, iar masa corpului este 50 de kilograme. Ce accelerație are corpul? În cazul acestui tip de probleme se greșește pentru că nu se calculează corect forța de frecare. Forța de frecare se calculează întotdeauna cu formula mu ori n, unde n este apăsarea dintre corp și suprafața pe care alunecă. Dar această apăsare nu este întotdeauna egală cu greutatea. Este egală cu greutatea doar dacă corpul se găsește pe o suprafață orizontală și nu acționează asupra lui forțe care să aibă componente pe verticală altele decât greutatea. Ori în cazul nostru, așa cum vedeți în al doilea desen, forța F are două componente. FO, componenta pe orizontală, FO, care se calculează cu formula F ori cosinus de alfa, dar are și o componentă pe verticală, F înmulțit cu sinus de alfa. Și atunci apăsarea pe care o exercită corpul pe suprafața orizontală, N, este greutatea minus FV. Componenta pe verticală a forței noastre micșorează apăsarea lui pe suprafața pe care stă. Și forța de frecare va fi atunci mu lângă g minus fv. Și acum putem scrie principiul fundamental al dinamicii pentru corpul nostru. Accelerația lui va fi, forța care îl accelerează este fo, componenta pe orizontală, deci este F ori cosinus de alfa minus
Forța rezistentă este forța de plecare, mu, pe lângă G minus FV, adică F ori sinus de alfa, totul supra masa corpului. Și aici avem acum tot. Știm masa corpului, deci știm și greutatea, cunoaștem forța, cunoaștem unghiul alfa, cunoaștem masa corpului, putem face calculele. Și dacă veți face calculele, veți găsi o valoare de aproximativ 3,93. 3,93 metri pe secundă la pătrat, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este B. Ce unghi trebuie să aibă un plan înclinat cu lungimea bazei constantă pentru ca timpul de coborâre pe plan, în lipsa frecării, să fie minim? Aici e vorba despre următorul lucru. Vedeți 5 plane înclinate care au bazele de aceeași lungime, asta e important, dar unghiul de înclinare tot mai mare. Gândiți-vă că atunci când unghiul alfa este foarte mic, accelerația corpului, accelerația unui corp care coboară liber pe un plan înclinat și nu există frecare, este G înmulțit cu sinus de alfa. Și când alfa e foarte mic, și sinus de alfa e foarte mic, și accelerația e foarte mică, corpul se mișcă foarte încet. Deci pentru unghiuri mici e nevoie de mult timp pentru ca să parcurgă corpul nostru toată lungimea planului înclinat. Dar și pentru unghiuri foarte mari, uitați-vă la ultimul triunghi, care e foarte înalt deja. Accelerația are o limită. Sinus de alfa tinde la 1 când alfa tinde la 90 de grade, ceea ce înseamnă că accelerația tinde spre G și atât. Dar înălțimea poate fi oricât. Putem face planul înclinat cu înălțimea de 100 de metri. Și atunci, deși accelerația este aproape egală cu G, practic egală cu G, corpul are nevoie de o grămadă de timp până când cade, că practic în cazul ăsta el cade 100 de metri. Deci, și pentru unghiuri mici, dar și pentru unghiuri foarte mari, apropiate de 90 de grade, timpul de coborâre e mare. Asta înseamnă că trebuie să existe un unghi pentru care timpul de coborâre e minim. Trebuie să găsim acest unghi. Să observăm că dacă notăm lungimea bazei cu B și lungimea planului înclinat cu L, avem cosinus de alfa egal cu B supra L, de unde rezultă că L este B supra cosinus de alfa. Și deoarece corpul nostru coboară accelerat pe planul înclinat și trebuie să parcurgă lungimea L cu accelerația G ori sinus de alfa, putem scrie L egal cu A T pătrat supra 2. T fiind timpul necesar corpului să parcurgă lungimea planului înclinat. Și de aici rezultă că T este radical din 2L supra A. Adică este radical din 2 ori L este B supra cosinus de alfa, B supra cosinus de alfa, și mai avem supra A, care este G ori sinus de alfa, ori G ori sinus de alfa. Deci în expresia de coborâre, în A timpului, avem constante B și G și 2, bineînțeles, și la numitor avem produsul sinus de alfa ori cosinus de alfa, ceea ce înseamnă că timpul va fi minim atunci când acel produs sin de alfa ori cosinus de alfa are valoarea maximă. Știm că de două ori sinus de alfa ori cosinus de alfa este sinus de 2 alfa. Și atunci putem scrie pentru T, radical din 2B, supra sinus de 2 alfa și mai vine un 2 aici.
Deci, până la urmă, timpul de coborâre se poate scrie 4B supra sinus de 2 alfa. Și acum e foarte ușor de văzut că valoarea maximă pentru numitorul acestei fracții se atinge când 2 alfa de 2 ori alfa este 90 de grade. Ceea ce înseamnă, în final, că alfa trebuie să aibă măsura de 45 de grade pentru ca timpul de coborâre să fie minim. Deci răspunsul corect este cel de la varianta C. O planetă are masa de 9 ori mai mare decât Pământul, știind că accelerația gravitațională pe planeta respectivă este egală cu cea de la suprafața Pământului, ce rază, exprimată în raze terestre, are planeta? Accelerația gravitațională la suprafața unei planete, să o notăm cu G0, se poate calcula cu relația K, constanta atracției universale, înmulțită cu masa planetei respective, supra raza planetei la pătrat. Și atunci, în cazul Pământului, avem G indice P, K, ori masa Pământului, supra raza Pământului la pătrat. Iar pentru cealaltă planetă, avem, să-i spunem, G indice X, K, ori M indice X, supra R indice X la pătrat. M indice X fiind masa planetei respective, R indice X raza ei. Și pentru că enunțul spune că cele două accelerații gravitaționale de la suprafața Pământului respectiv, planetei respective, sunt egale, putem să egalăm aceste două expresii, K dispare și avem masa Pământului supra raza Pământului la pătrat egal cu masa M indice X supra R indice X la pătrat. Proporție care se poate scrie M indice X supra masa Pământului este egal cu R indice X supra raza Pământului, totul la pătrat. Și pentru că enunțul spune că masa planetei este de 9 ori mai mare decât masa Pământului, înseamnă că raportul raza planetei supra raza Pământului la pătrat este 9, ceea ce înseamnă că raportul are valoarea 3. Deci R indice X este de 3 ori raza Pământului. Raza planetei respective este de 3 ori raza Pământului și înseamnă că varianta corectă de răspuns este B. O forță variază cu coordonata după legea F egal cu 80 minus 2X. F egal cu 80 minus 2X. Și se deplasează de la X1 10 metri la X2 egal cu 60 de metri. Care dintre afirmațiile de mai jos este adevărată? A. Forța F este forță motoare pe toată deplasarea. B. Forța F este forță rezistentă pe toată deplasarea. C. Forța F este forță motoare până la coordonata X egal cu 40 de metri. Forța F este forță motoare de la coordonata X egal cu 40 de metri. Și E. Forța F crește pe toată deplasarea. O forță este motoare dacă are același sens cu viteza corpului. Și atunci, valoarea ei o considerăm pozitivă. Este rezistentă dacă are sens opus vitezei și atunci se opune deplasării și în acel caz o considerăm negativă. Considerăm că valoarea ei este negativă. În cazul nostru, forța când X are valoarea X1, să notăm cu F1, deci forța de la începutul mișcării, este 80 minus 2 ori 10, deci F1 e
este 60 de newton, e pozitivă, și forța finală, F2, va fi 80 minus 2 ori 60. Adică F2 va fi 80 minus 120 minus 40 de newton. Deci forța are la început o valoare pozitivă, e motoare, dar la sfârșit are valoare negativă. E deja forță rezistentă. Să mai găsim și coordonata în care forța devine egală cu 0. Adică 80 minus 2x egal cu 0. 2x este egal cu 80, x egal cu 40 de metri. Deci atunci când valoarea coordonată este 40 de metri, forța are valoarea 0. Deci ce observăm? Forța începe de la valoarea de 60 de newton, când x ia valoarea 40 de metri devine 0 și apoi de acolo încolo e negativă și la sfârșitul mișcării, când coordonata are valoarea 60 de metri, ea are valoarea minus 40 de newton. Și atunci răspunsul corect este că forța F este motoare, pentru că e pozitivă, până la coordonata x egal cu 40 de metri. Celelalte variante, vă rog să verificați, sunt greșite. Deci răspunsul corect este C. Un automobil intră într-o curbă cu raza de 50 de metri. 50 de metri. Din cauza poleiului, coeficientul de frecare dintre anvelope și drum este de numai 0,2. Mu egal cu 0,2. Care este limita maximă a vitezei cu care automobilul poate lua curba? Deci nu vrem ca automobilul să derapeze. Forța necesară pentru ca automobilul să ia curba este o forță centripetă. Și o forță centripetă se poate calcula cu formula mv pătrat supra r. Cum apare această forță? Ea este, de fapt, forța de frecare dintre anvelope și asfalt. Acolo apare forța care obligă automobilul să ia curba. Acolo apare forța centripetă. Deci forța centripetă este, de fapt, o forță de frecare. Și forța de frecare, în acest caz, este mu ori m ori g. Pentru că nu avem forțe pe verticală care să mărească apăsarea sau să scadă apăsarea automobilului pe drum, pe șosea. Și dacă egalăm cele două expresii, se vede că masa dispare, nu are importanță ce masă are automobilul, cât e de încărcat și așa mai departe. Și rămâne că V pătrat supra R este egal cu mu ori G. De unde V pătrat va fi mu ori R ori G. Adică va fi 0,2 ori 50 de metri ori 10 metri pe secundă la pătrat. Deci V pătrat va fi 0,2 ori 10, 2 ori 50, 100, 100 de metri pătrați pe secundă la pătrat. Ceea ce înseamnă că viteza va fi 10 metri pe secundă. Și pentru că un metru pe secundă înseamnă 3,6 km pe oră, avem în final că viteza este 36 km pe oră. Ceea ce înseamnă că varianta corectă este D. Desenează toate forțele importante care acționează asupra corpului A din desen, știind că mișcarea lui se face cu frecare, viteza lui crește, planul pe care se mișcă este orizontal și întrebarea este care este numărul forțelor. Am desenat aici forțele care acționează asupra corpului nostru, forțele importante, așa spune enunțul și bine face,
pentru că asupra oricărui corp din lumea asta acționează de fapt o infinitate de forțe. Corpul nostru, de pildă, este atras de lună, este atras de soare și așa mai departe, dar ne interesează forțele importante și nu cele care fie sunt foarte mici, fie n-au importanță pentru sistemul de referință în care analizăm problema. Și avem odată tensiunea din fir, deoarece firul întins, el trage de corpul nostru, este forța desenată cu verde. Avem forța de frecare, pentru că enunțul spune că mișcarea se face cu frecare, dar mai spune că avem o mișcare accelerată. Corpul se mișcă tot mai repede, tot mai repede, ceea ce înseamnă că forța de frecare e mai mică decât tensiunea din fir. Are modulul mai mic decât tensiunea din fir, e forța roșie din desen. Apoi, pentru că acest corp este atras de pământ, avem greutatea, forța cu care un corp este atras de pământ se numește greutate, și pentru că, fiind atras de pământ, el apasă pe suprafața pe care stă, apare și o forță, o reacțiune din partea suprafeței, cea notată cu N, normală la suprafață, și care în cazul acesta este egală cu greutatea, pentru că forța cu care corpul apasă suprafața pe care stă este egală cu greutatea lui. Și înseamnă că numărul forțelor importante este 4. Tensiunea din fir, forța de frecare, greutatea, orice corp cinstit are greutate, și reacțiunea din partea suprafeței pe care o apasă N. Atenție, N nu este reacțiunea greutății. Datorită greutății, corpul apasă pe suprafață. Există o forță cu care corpul împinge în jos suprafața, iar N este reacțiunea la această forță. Reacțiunea greutății este forța cu care corpul atrage pământul și dacă ar fi să o desenăm, ar trebui să o desenăm în centrul pământului. Deci, varianta corectă este D. Asupra corpului nostru acționează 4 forțe principale. O locomotivă cu masa M mare 20 de tone are puterea 1500 de kW și tractează o garnitură de vagoane cu masa M mic 280 de tone. Când se deplasează pe o porțiune de cale ferată orizontală, locomotiva poate imprima trenului viteza de 180 km pe oră. Presupunând că forța totală de frecare rămâne aceeași, cu ce viteză poate urca acest tren o pantă cu unghiul alfa dacă sinusul acestui unghi are valoarea 0,02? Puterea este raportul dintre lucrul mecanic efectuat și timpul în care s-a efectuat lucrul mecanic respectiv. Dar lucrul mecanic este forța înmulțită cu deplasare. Atunci puterea se poate scrie forța înmulțită cu deplasarea supra delta T. Aici forța este forța de tracțiune, forța pe care o produce motorul locomotivei sau în general al unui vehicul pentru a împinge vehiculul. Se numește tehnic și fizic vorbind forță de tracțiune. Și pentru că deplasarea împărțită la timp este viteză, înseamnă că putem scrie că puterea este forța de tracțiune înmulțită cu viteza. Și de aici observăm că la viteze mici avem forța de tracțiune mare, pentru că produsul trebuie să rămână egal cu puterea motorului, iar la viteze mari avem forță de tracțiune mică. Atunci când trenul se deplasează pe suprafață orizontală și atinge viteza maximă, el nu mai poate accelera pentru că forța de tracțiune a devenit egală cu forța de frecare. Tocmai de aceea există viteza maximă. La viteza maximă, forța de tracțiune devine egală cu forța de frecare. Și atunci putem calcula această forță de frecare folosind această relație.
Deci forța de frecare va fi puterea împărțită la viteză. Adică în cazul nostru va fi 1500 de kW, înseamnă 1500 și mai punem 3 de 0 ca să avem wați, deci 1.500.000 de wați, supra viteza maximă este de 180 de km pe oră, care înseamnă 50 de metri pe secundă. Și avem valoarea forței de frecare egală cu 15 se simplifică cu 5 și rămâne 3 și mai avem 1, 2, 3, 4 de 0, deci 30.000 de newton, 30 de kilonewton este valoarea forței de frecare la această viteză. Dar renunțul spune că, presupunând că forța totală de frecare rămâne aceeași, cu ce viteză poate urca acest tren o pantă cu unghiul alfa? Când trenul începe să urce, forța de frecare rămâne în continuare, iar enunțul spune că rămâne la aceeași valoare, nu se schimbă, dar motorul locomotivei mai trebuie să învingă o forță la urcare, și anume, vedeți în acest desen, trebuie să învingă componenta greutății trenului de-a lungul planului înclinat. GP, componenta paralelă cu planul a greutății, care este G ori sinus de alfa. Și aici trebuie să ținem seama de masa întreagă, totală a trenului, adică 280 de tone vagoanele plus 20 de tone locomotiva. Deci GP va fi 300 de tone, adică 300 de mii de kilograme ori 10 metri pe secundă la pătrat, care este accelerația gravitațională, și înmulțit cu 0,02 sinusul unghiului alfa. Și atunci 0,02 ori 10, care e 0,2, înmulțit cu 300 de mii, va fi 30 de mii ori 2, 60 de mii de newton. Este componenta greutății trenului de-a lungul planului înclinat, iar forța totală pe care trebuie să o învingă motorul locomotivei este acum forța de frecare plus GP. Adică va fi 30.000 de newton plus 60.000 de newton, 90.000 de newton. Și acum, dacă știm forța totală necesară pentru a mișca trenul în sus pe această pantă, putem să ne folosim de aceeași formulă ca să calculăm viteza V, pe care să o notăm acum cu V'. Va fi P, puterea a rămas aceeași, dar acum forța este 90.000, este forța totală. Și V' va fi atunci 1500 de kilowați, așa că mai punem 3 de 0 ca să avem wați, supra 90 de mii de newton. Putem simplifica cu 10 mii și cu 3 și rămâne că viteza V' este 50 supra 3 metri pe secundă. Și dacă ținem seama de faptul că un metru pe secundă înseamnă 3,6 km pe oră, facem calculul și găsim că V' este 60 de km pe oră. Deci locomotiva poate ridica trenul pe această pantă cu viteza maximă de 60 de km pe oră. Răspunsul corect este deci A. Sper să fie cu folos ceea ce v-am arătat azi. Succes în pregătire! La revedere!